Am revenit. Bună dimineața tuturor, sunteți la Ce Bună Dimineața, este ora 7.27. A trecut așa de repede timpul. Ai văzut ce repede trece? Da, lângă tine trece repede. Oh. Da, și ca să treacă și mai repede timpul, să aflăm cât mai multe informații interesante. Vă spuneam mai devreme că o să avem un platou și o avem chiar acum invitată pe Liliana Popescu, director Casa de Cultură a Studenților din Sibiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-ați trezit alături de noi. Bine v-am aceasta. Găsit! Ai venit să ne vorbești despre un lucru care s-a întâmplat ieri, un workshop foarte interesant de dans, da? Dansuri populare. De dansuri populare. Foarte important de punctat. Spune-ne un pic cine a luat parte la acest workshop. Workshopul, care de fapt și deschide seria activităților noastre din acest an, a fost unul internațional. Alături de studenții noștri au fost invitați, de fapt pentru ei am și organizat, noi studenți străini sosiți la Universitatea Lucian Blaga pe programul EILC, face parte din programul Erasmus. Acești studenți, 20 la număr, au venit la Sibiu pentru a învăța timp de o lună intensiv limba română. Da. Și cu ocazia aceasta v-ați gândit să învățați și dansuri populare, nu? Având în vedere că toată dimineața ei sunt la școală și învață limba română, au nevoie normal și de o introducere în cultura românească, o vizită, pe lângă vizită în orașul Sibiu și multe alte activități turistice, să le spunem așa. Văd că au văzut și costumele populare, le-au îmbrăcat, pentru că acum vedem imagini de la... Aici au fost de când au fost primiți, nu? Workshop-ul a fost construit pe ideea de a cunoaște un segment din istorie, din geografie și, bineînțeles, ne-am axat pe partea de cultură și tradiții. În acest sens am demonstrat care sunt principalele regiuni etnofolclorice din România, 5 perechi de dansatori îmbrăcați în costume populare specifice zonelor Oaș, Moldova, Banat, Oltenia, Transilvania. Au făcut demonstrații de pași de dans și muzică specifică, la care, bineînțeles, au fost invitați să ia parte și să înveți alături de noi, bineînțeles. Am văzut că au fost primiți, cum se cuvine, cu... Bine și sare. Bine și sare și nu numai, și, nu? Și ceai. Un ceai mic, așa, cu formă de șat. Da, ei nu au îmbrăcat costume populare, nu? Nu, în general studenții asiatici sunt cei care vin pregătiți cu costumele lor tradiționale, europenii mai puțini, dar din cei sosiți la Sibiu, turci au venit pregătiți cu CD-uri, cu muzică și chiar ne-au făcut o demonstrație de dans. Bine, nici polonezii nu s-au lăsat mai prejos, dar ei sunt mai puțin la număr și ne-au arătat cum se joacă polca la ei. Ai văzut? Vorbeam despre polca mai devreme. Dar cine s-a ocupat de workshop? Cine i-a instruit? Ce instructor sau ce... Dansurile le ținem la Casa de Cultură a Studenților, unde avem angajați coreografi pe diverse profile, de spuneam că este dans popular, tradițional, pentru că va urma și dansuri moderne și contemporane. Deci sunt specialiștii noștri care fac lucrurile astea. Au avut ce să învețe. Și pentru că vorbeam mai devreme, deci au fost din Polonia, Turcia, din ce țări au mai venit studenți? Pe programul, pe această serie, sunt studenți din, bine, turcii sunt cei mai mulți, sunt 15 la număr, Polonia, Cehia, Spania. Bine, este și un student din Tanzania, dar el a venit aplicând pe o universitate din Turcia. Am înțeles, deci tot din Turcia. Turcilor le place la noi. Da. Vin tot mai mulți în fiecare an. Ce urmează? Deci a avut curs de tradiții, de dansuri populare. Ieri studenții de la Universitatea Lucian Blaga României le-au pregătit un tur al Sibiului. Noi, pe parte cultural-artistică, să spunem așa, am pregătit în fiecare săptămână câte o surpriză. Săptămâna viitoare, miercuri, sunt invitați la un workshop de pictură. Urmează un Games Night și în ultima săptămână
tot un workshop de dans, dar de această dată de dans modern. Dar l-ați pregătit o grămadă de surprize. Cum au reacționat ei? Cum au primit aceste tradiții ale noastre? Sunt foarte deschiși, chiar s-au ridicat imediat și ne-au intrat în joc, ca să spun așa. Au învățat ceva dansuri? Reușesc să se reproducă? Greu, dar... E destul de greu și pentru noi români. pentru străini, bine, dar... au fost inițiar chiar în pași simpli de bază, doar să perceapă diferența între bătăile, stilurile de dans și, bineînțeles, muzica. Uh-huh. Așadar, studenții străini de la Universitatea Lucian Blaga vor avea parte fiecare săptămână de câte o surpriză. Da? Dar ce ne facem cu ceilalți cursanți de la Casa de Cultură a Studenților? Pentru că știu că acolo se țin cursuri de toate felurile. Ei ce pregătesc? Ce activități se întâmplă? Anul acesta va fi un an greu din punctul ăsta de vedere, pentru că ne-am propus foarte multe programe și proiecte, să vedem acum și partea financiară, smart, dacă se va împlini. Este Sibiu Smart, avem foarte multe proiecte ale noastre proprii, dar și în parteneriat cu universități, cu alte organizații culturale din Sibiu și nu numai. A, dar nu vrei să ne spui ce? Spune-ne câteva dintre proiecte, pentru că e interesant să aflăm. Vom continua, bineînțeles, cu proiectele noastre tradiționale pe care le ducem deja, iată, de mai mult de 10 ani. Compania de dans Microbis, de exemplu, va împlini anul acesta 20 de ani. O, la mulți ani! Deci, un eveniment va fi clar dedicat lor. Vom continua cu tradiționalul concurs și galele studențești de jazz, pentru că se apropie, sunt în mai. Anul trecut am lansat un concurs festival de creație vestimentară și modeling, care a fost un real succes. Vrem să-l ducem și anul acesta mai departe. Avem festivalul de dans. Acestea sunt evenimentele majore, ca să spun, care implică multă muncă, pentru care se lucrează deja, dar multe alte evenimente lunare. Dar studenții sibieni se implică? Cum vin, participă la proiecte? Cum, da, și ce ne bucură acum este că am reușit să atragem și o parte din licei. Asta e foarte important. Ceea ce ne interesează este să-i formăm, nu spun de mici pentru că deja nu mai sunt mici, dar având în vedere că perioada de studenție s-a micșorat, programul Bologna. Este foarte greu ca în 3 ani să reușim să punem, să formăm un student în dans, de exemplu, iar după aceea să-l pierdem. Dacă mai câștigăm 2-3 ani pe perioada liceului, oarecum îi convingem să rămână la universitățile din Sibiu, să devină tot studenții noștri și atunci avem o continuitate cu ei de 5-6 ani și ajungem la performanță, ceea ce ne și dorim. A, din fericire, puțini migrează spre alte centre universitare. Din câte știu, aici, fiind un centru universitar destul de puternic, nu prea pleacă. Da, și foarte greu. Na. Bine, puțin vor să schimbe mediul, să plece de acasă. Sunt și am avut, din păcate, spun din păcate, pentru că au fost, de exemplu, pe perioada liceului, membri, am avut câteva fete chiar foarte bune pe dans modern și acum sunt la Cluj. La fel s-au întâmplat și la dansurile populare. Asta e. Asta se întâmplă, depinde de traseele fiecăruia și de dorințele fiecăruia. Este normal. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit în dimineața asta alături de noi. Așadar, le urăm mult succes studenților și să mai vină și la anul cât mai mulți. Ce preconizează? La anul vor fi mai mulți studenți? Anul ăsta sunt mai mulți față de anul trecut din străinătate? Da, pe programele astea europene, pe Universitatea Lucian Blaga, trendul este ascendent. Da. Imaginea este mult mai bună. Poate și aceste mici acțiuni pe care le facem noi cu ei fac să ne sporească vizibilitatea acolo. Și automat, dacă ai vizibilitate, poți să accesezi și fonduri, să primești finanțări. Sigur. Ca să poți să existi și să ai activitate pe termen lung. Îți mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Mult succes, spun încă o dată. Și acum eu zic să mergem într-o țară de unde nu aveți studenți, din păcate. Vedem acum, mergem să vizităm Grecia. Pentru că avem acolo o propunere de vacanță. Să vedem despre ce este vorba și revenim.